Accident de circulație în centrul municipiului Târgu Jiu. Două mașini s-au ciocnit după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate. În urma impactului, 4 persoane au ajuns la spitalul de urgență din Târgu Jiu pentru a primi îngrijiri medicale. Am vrut aici să fac stânga. Am asigurat. A venit băiatul din partea cealaltă. Probabil viteza, pentru că eu l-am văzut după trecerea de pietoni. Și dacă circula regulamentar pe 30, cât se circulă, avea tot timpul din lume să frâneze. Viteza era cel puțin 60, părerea mea, pentru că a făcut o frână de câțiva metri. La un 30 la oră oprești pe loc, mai ales că e o mașină destul de bună. La 60 a venit Sani în mine. De-aia și din frânare Dita mai șutul mi-a dat de m-a întors invers, m-a urcat pe trotuar. Martorii spun că viteza a fost cea care a condus la tamponare. Venea de acolo, de unei taxiuri, deci dinspre, ziceți, dinspre impozite, să traverseze încoace, iar cealaltă roșie venea de jos și cred eu, după cunoștințele mele, că forță trecerea de pietonă ăsta roșu. La ce viteză putea să aibă să o întoarcă din partea aia dinspre Fis când veni să o aduc aici? Eu nu am, nici nu-i cunosc, nu, eu îmi dau și eu cu părere. A avut 100, peste 100. Și cred că forță trecerea de pietoni. Conducătorul auto vinovat susține că nu a putut să le evite, deoarece i-a apărut brusc în față. Nu, m-am trezit direct în față. Exact când am ajuns la trecere, exact în față mi-a apărut, n-am ce să ne fac. Am pus direct frână, dar degeaba. Nu, pentru că a apărut la un metru. Deci m-am trezit direct în față, nici măcar cu botul să iese puțin, ca să pot să frânez. Direct m-am zis că i-am direct cu toată mașina. N-aveam nici cum să o ocole nici pe stânga, nici pe dreapta. Ai speriat? Da, e primul accident. Erai singur în mașină? Nu, cu 4 persoane. Deși impactul a fost extrem de violent, pasagerii au scăpat doar cu niște răni ușoare. Aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. A fost adus în serviciu de urgență 4 victime dintr-un accident de circulație. Sunt stabile hemodinamic, cu diverse traumatisme, atât la nivel toracic, membre superioare, stern. Sunt în curs de investigație toate victimele. Polițiștii au efectuat cercetări pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs accidentul. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Circulația în zonă a fost dirijată de polițiști 10 de minute.